ACS Volei Municipal Zalău dispută la finalul acestei săptămâni al doilea joc consecutiv în deplasare în campionatul Diviziei A1 la volei masculin. Sâmbătă, începând cu ora 14:30, Adrian Feher și compania se duelează la Ploiești cu LMV Tricolorul, grupare care a reușit în partida de la Zalău să fure un punct vicecampionilor. Vicecampioana României, echipa ACS Volei Municipal Zalău, întâlnește sâmbătă 20 februarie de la ora 14:30 în cadrul etapei a 17-a a Diviziei A1 la volei masculin, formația prahoveană LMV Tricolorul Ploiești, grupare în lotul căreia se regăsesc mai mulți jucători care au evoluat în trecut în tricoul grupării de la Poalele Meseșului. Alături de macedoneanul Gioco Iosifov, fost campion al României cu echipa zălăoană, în lotul echipei prahovene se mai regăsesc liberoul Alexandru Călin, coordonatorul Cosmin Ghimeș și centrul Vladan Alexic. În ciuda pozițiilor ocupate de cele două formații în clasament, ACS Volei Municipal Zalău, locul 2, și LMV Tricolorul Ploiești, locul 6, duelul dintre cele două formații se anunță a fi extrem de interesante și tocmai de aceea televiziunea care efectuează transmisiuni din campionatul intern de volei a decis ca partida de la Ploiești să fie televizată. Potrivit site-ului oficial al echipei gazdă, duelul dintre LMV Tricolorul și ACS Volei Club Municipal Zalău este primul joc pe care echipa prahoveană îl va disputa în sala Olimpia din Ploiești. Etapa de la finalul acestei săptămâni mai programează alte 4 partide: VCM LPS Piatra Neamț, AS Volei Club Caransebeș, CS Dinamo București, CS Arcada Galați, CS Știința Explorări Baia Mare, CS Universitatea Cluj și SCMU Craiova, CS Unirea Dej, ultima partidă urmând a se disputa duminică 21 februarie.